O fetiță în vârstă de 11 ani are IQ-ul mai mare decât al fizicianului Albert Einstein. Ea suferă de autism, dar are o poveste de viață impresionantă. Nu lasă boala sau condiția socială să o doboare, iar acum este studentă la master. Visul ei este de a ajunge să lucreze pentru NASA. Fetița uimită întreaga lume, deși suferă de autism, ea este un geniu, având coeficientul de inteligență mai mare decât Albert Einstein. Aceasta trăiește într-un cartier sărac de unde își dorește să plece cât mai repede. Are un vis măreț, acela de a fi astronaut la NASA. În urmă cu trei ani a absolvit liceul, a urmat cursurile unei facultăți, iar acum este studentă la un master de inginerie și matematică. La doar 11 ani lucrează la Agenția Spațială Mexicană și își dorește să facă cunoscută pasiunea sa printre adolescentele de vârsta ei, conform Daily Mail. Copilăria ei nu a fost deloc fericită. Fiind diagnosticată cu autism, colegii de la școală se comportau foarte urât cu ea, dar nici profesorii nu erau prea îngăduitori. Fata a fost nevoită să schimbe școala de mai multe ori. Profesorii nu erau foarte empatici, A început să se excludă, nu voia să se joace cu colegii ei, se simțea ciudată, diferită. Putea să meargă la școală pentru o vreme, dar apoi nu mai putea, adormea, nu mai voia să facă lucruri, era foarte deprimată, oamenii nu aveau empatie, făceau glume pe seama ei, a mărturisit mama fetiței. Aceasta a învățat singură algebra și tabelul lui Mendeleev, dar mama ei nu se aștepta ca micuța să fie un adevărat geniu, deși a crezut că face totul din plic și a mers la psiholog, a fost fătuită să o înscrie la o școală de copii supradotați, a trecut prin mai multe teste, iar IQ-ul ei este de 162, depășind marii fizicieni ai lumii. Pune accent pe învățătură și vrea să urmeze studii de astrofizică, își dorește să lucreze la NASA pentru a ajunge pe Marte, relatează